Salut tuturor și bine v-am regăsit la un episod pe canalul meu YouTube. Aici sunt acasă la Bianca, dar Bianca și bine, a mai venit Zagon, a mai venit Alfred și a mai venit Bianca, bine că suntem la casa ei, dar ei mănâncă nu știu ce semințe și tortiții de alea. Și eu mi-am dat seama că azi am filmat doar un video, așa că un episod de Pirații din Caraibe, o să fiu singur. Pirații din Caraibe, partea 5-a. Episodul 2, am rămas pe acea insulă, pe plajă, să zic așa. De fapt, da, pe plajă, că nu o să zic așa. Și acum intrăm în insulă, că nu ne băgăm în ea. Intrăm pe insulă, mergem pe insulă și când mergem a venit și Carlitos Junior și am uitat eu numele la femeia aia cu astro de alea, stele, dar o să-i zicem astronauta. Și intrăm și numai cădem într-o capcană. Am căzut într-o capcană și ne iau aia și ne leagă. De ce ne legați? Și ne duc acum undeva. Și acum pe mine mă pun să mă căsătoresc cu o femeie care are buzele date pe spate și e așa de urât încât nimeni nu vrea să se pupe cu ea și nu vreau și acum sunt legat ca să trebuie să mă căsătoresc și tot vine Carlit și Carlitos e legat și astronauta. Și acum trebuie să scăpăm. Cine fluiera? Și acum tot zic că preotul că na așa așa vreți să fii soția și aia zice da. Na așa așa vrei să fii soția ei? Nu. Și asta când vrea să ne pupăm. Nu. Trebuie să fugim. A venit Salazar și lui Salazar nu i-am dat eu un nume. Salazar o să se numească unciul Uncle Joe. Cum îi zice zonagă? Uncle Joe. Da. Și ăsta Salazar și acum vine Salazar și atacă și noi fugim. Haide Carlitos Junior. Fugi! Fugi! Trebuie să fugim. Trebuie să fugim și acum ajungem la partea în care Salazar, bine, Uncle Joe, îi omoară pentru că au prins corabile lui Neluțu și îi omoară pe camarazi. Și atunci Neluțu face înțelegerile aceea cu Salazar și până la urmă îi lasă pentru că Salazar vrea să-l caute pe Jack Sparrow. Și atunci Neluțu, ca să nu-l omoare pe Neluțu, îi zice lui Uncle Joe că știe unde sunt eu. Și atunci îi zice și acum vin după mine. Bine, acum m-am găsit, am plecat din acea jungluță. Și știu că nu mi se vede bine față pentru că e cam umbră. Am găsit o parte cu umbră în care sunt mulți copaci, dar numai aici pot să filmez. Asta e. N-am mai făcut eu Pirații din Caraibe de mult timp. Adică nici n-am mai filmat de mult timp. Mâine o să apară penultima parte și după aceea ultima parte, dar acum ce să zic, trebuie să țin camera mai așa ca să mă văd mai bine. Acum am urcat pe corabie, încă am perla boșilor și noi mergem pe mare pentru că trebuie să mergem, nu știu, zice asta, astronauta zice că știe ea unde sunt stelele și stelele indică partea în care, că noi trebuie să găsim aia lui Sabia, lui Prometeus, cum mai bă se numea, zeul apelor, că nu mai știu cum se numea, zeul apelor cu tridentul ăla de aur sau așa, Poseidon, așa, Poseidon, da, Poseidon, da. Și noi trebuie să găsim tridentul lui Poseidon, pentru că este o seară din zi, din odată la 100 de ani, este lună roșie. Și atunci indică, noaptea aceea cu luna roșie, indică, trebuie să te uiți pe un carnet, să deschide un caiet și îți indică unde este pus, tridentul lui Poseidon. Și acum noi căutăm tridentul lui Poseidon.
Și acum astronauta se tot uită cam unde ar fi tridentul lui Poseidon, să mergem și rămânem aici, chiar dacă episodul acesta a fost atât de scurt, a fost doar de 5 minute. Bine, a fost scurt, dar trebuie să mai merg undeva. Dar lasă, episodul de mâine și un ultim episod din Pirații din Caraibe o să fie mai lung. Am rămas la partea în care ajungem pe insula aceea, sau cum v-am zis, triunghiul Bermudelor, nu mai știu cum, care a luat foc și a murit Salazar și acum e pe olandezul zburător. Mergem acolo, de acolo să ne indice unde este o insulă cu multe stânci. Și Salazar o să, când acele, de fapt, o să fie o lună roșie și acele stânci o să se scufundă în mare și o să se facă o insulă plată și atunci Salazar prinde putere mai multă. Adică Salazar și cu cam Uncle Joe și cu echipajul lui o să aibă putere mai multă. Și atunci o să poată ajunge la noi, tridentul o să fie sub mare, dar o să se facă o crăpătură, la final să intrăm și cu tridentul până la urmă îi omorâm pe toți și da. Cam atât a fost acest episod, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și ne vom vedea data viitoare.